Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Tudor Cărare, din nou în studio la știriboatoșan.ro. V-am obișnuit cu primarii, cu, eu știu, alți oameni din administrația locală și din municipiul Botoșani și din județ. În condițiile astea, am invitat astăzi un primar care este la al cincilea mandat, un primar care și-a lăsat amprenta în localitatea pe care o gestionează, un primar care a obținut foarte multe voturi de-a lungul timpului și un primar care are destul de multe să ne spună. Vorbim de primarul comunei Pomârla. Bună ziua, domnul primar! Bună ziua, bine v-am găsit! V-am invitat într-o discuție despre administrație publică locală și despre comuna pe care o administrați de destul de multă vreme. Sunteți unul din cei mai vechi primari de la Botoșani. Dar nu ăsta este important, ci faptul că ați făcut lucruri în Pomârla, iar toată lumea apreciază lucrul ăsta. Vă mulțumesc pentru oportunitate și lucrurile făcute sunt totuși prea puține pentru câte nevoie avem, nu doar în comunitatea mea, vorbesc și în județ și chiar să ne tratăm și la nivel național. Multe sunt de făcut în România, multe sunt de făcut în județul nostru și în localitățile noastre. Mă bucur din toată inima la orice proiectel, oricât de mic ar fi el, care vine în întâmpinarea nevoilor locuitorilor. Și nu vă ascund că de-a lungul timpului ăsta a fost succesul meu și al echipei mele, pentru că nu am făcut nimic de unul singur, mereu contează oamenii, colectivul, resursa umană. Resursa umană urnește totul în sens pozitiv sau uneori chiar și negativ, ceea ce nu-i de dorit. Eu am avut noroc de oameni buni, am căutat oamenii buni, le mulțumesc colaboratorilor și alături de ei visez să fac proiecte frumoase așa cum am mai făcut. Repet, nu sunt destule, sunt... Chiar nu pot să spun că la ce am văzut în Occident de atâția ani și mă ghidez și eu după niște state din aceste dezvoltate. Apropo, domnule, știți cum este? Întâmplarea face ca și eu să fi văzut destul de mult Occidentul. Deci, am mai spus-o, n-am ratat un centimetru din toată Europa. Frumos. Pe de altă parte, uitându-mă la dumneavoastră, uitându-mă la un eveniment, impropriu spus, dar în administrație este un eveniment, da? Uitându-mă la ceea ce ați făcut, la acea pompă de căldură, la acele lucruri pe care le-ați făcut, mi-am dat seama că le-am mai văzut doar în străinătate. Cum v-a venit ideea? Încă o dată, din punctul meu de vedere, în administrația publică locală a fost efectiv un eveniment. A fost pentru mine un eveniment momentul când le-am văzut în 1996 prin Olanda, Italia, apoi Elveția. La momentul acela am mai spus că n-am înțeles nimic din sistem, mi se părea prea futurist, prea departe și de noi, prea sofisticat, dar ulterior, după ce am intrat în administrația locală, în anul 2000-2004, am început să caut firul acestor lucruri tehnice și m-a fascinat ideea. Am încercat să văd dacă este fezabilă, era păcat să nu încercăm și la școli, să nu încercăm și la instituțiile publice, pentru că era și în România și apărută. Acum, corect. Câte corpuri încălziți cu... Unul mai avem din 6 și le vom trece pe toate. Deci la noi nu vor mai fi... Sunteți în procedură acum. Da, restul sunt făcute, deja au trecut peste o iarnă, consumul este așa cum am estimat. Deja la un calcul așa grosier avem 50% economie, dar nu economia în sensul doar al acesta financiar. Este un confort deosebit și ideea de bază este ceea ce dorești să oferi. Și acolo oferim un confort termic copiilor. Asta este important. Că așa pune niște aparatură, pare interesant. Dar de ce? Hai să vedem ce se întâmplă cu aceste pompe. Ai un climat controlat, zi lumină, 24 din 24. Care e sistemul? Sistemul fizic este mai greu de explicat, este principiul frigotehniei, se extrage o cantitate de căldură din medii diferite. Apa se extrage din sol, din apă sau din aer. Eu am pompe, două tipuri de pompe montate la școli, am sol, apă și apă. Deci la una se extrage căldura din sol, de la
circa 100 de metri adâncime, sunt niște foraje. În acele foraje sunt introduse niște conducte prin care circulă un glicol, un antigel, care preia temperatura solului de la adâncimea de 100 de metri și pe tot parcursul știți acesta. Doar cei din Scandinavia sunt specialiști. Da, a venit nevoia urmare a prețului petrolului la un anumit moment dat și Scandinavia au văzut că au cercetat aspectul și au ajuns la model. Deci nu e ceva nou, este de 70-80 de ani. Eu l-am văzut în Scandinavia, mă uitam și nu înțelegeam sistemul. Nici eu n-am înțeles și în momentul acesta sunt dezvoltate pentru că se duce la parametrii de vorbim de copul acela, de coeficientul acesta de performanță. Ei, începutul a fost mai firav, acum sunt echipamente foarte sofisticate, toate conectate la internet, deci urmărim temperatura controlată de pe telefonul mobil. Înțeleg că sunteți la prefectură, la Botoșani și urmăriți... Da, și în momentul acesta vă pot arăta temperatura în toate școlile, și interioară și exterioară, și parametrii curentului și presiunea din sistem. Sunt vreo 100 și ceva de parametri pe care îi urmărești de la distanță, dar asta doar așa, pentru că nu faci nimic. Există o temperatură setată care va fi tot timpul zilei, va fi egală. Asta e un lucru grozav pentru copii, pentru confortul lor. Ce vreau să întreb? Deci, ați făcut un sistem de încălzire unic în România, în sistemul de învățământ, zic. Poate că între timp s-au mai făcut... Sunt unități, dar nu s-au riscat să facă toate unitățile. Eu am spus, dacă am început în acest sistem, le-am făcut pe toate. Până nu scap de toate sobele cu foc deschis și cu autorizări și paraautorizări și cu fum și cu alte probleme, nu mă las și că am reușit. Iată că la 90% mai am un 10% și reușesc. Inclusiv liceul, care este mare, vă dați seama că sunt 24 de... 80 de copii în... Da, nu sunt mulți, nu sunt puțini. Chiar dacă ar fi 10, merită toate condițiile. Absolut. Aceasta e filozofia și în Occident, să oferi copiilor condiții, începând de la vârsta de grădiniță preșcolară și până la studii superioare. Domnul este o condiție foarte importantă. V-a mai întrebat cineva de așa ceva? Adică eu știu, vreun primar din România să sună, alo, domnul Chelaru, fiți amabil, spuneți-mi și mie cum să fac. Nu știu foarte mulți, dar neîncrederea românului, eu glumesc cu mulți, toți așteaptă să vadă ce pățește celălalt, că a fost ca glumă, dacă nu dă chix. Au venit primari, au venit din Galați, din Maramureș, să vadă cum funcționează, chiar m-au vizitat, că au crezut că este o glumă și eu nu am a face publicitate sau a vinde. Eu v-am spus că și eu vreo 7 ani am căutat expertiză în zonele acestea de tehnicieni și ca să fiu eu convins, eu însumi să fiu convins că nu fac o greșeală, pentru că este mai costisitor, cheltui niște bani și Doamne ferește dacă nu ajungi la ceea ce speri și nu ajungi la performanța pe care ai sperat-o, atunci e dureros. Absolut. Și am preferat să caut expertiză. Vreo 7 ani m-am dus la instalații, cred că am văzut 10 și în țările dezvoltate și în Est am fost și la private, sunt și în România, foarte multe, dar în zona privată sunt. Am înțeles. Deci, până la urmă, va ieși proiectul, toată lumea s-a interesat și este de felicitat. Haideți să schimbăm puțin subiectul, vreau să vă întreb un alt lucru. Ce mai faceți cu drumurile? Știu că și acolo aveți... Este durerea cea mai mare... De altfel, mi-ați spus direct, vin din șantier. Da. Corect. Noi deocamdată am stricat că, vedeți, sunt proiecte și proiecte. Administrațiile locale acum fac toate eforturile să ducă la bun sfârșit proiectele începute și toată lumea, toate localitățile, hai să vorbim și de județul nostru și de celelalte localități, sunt investiții în școli, sunt investiții în sisteme de apă, sunt investiții majore care trebuiesc finalizate și trebuie să punctez momentul că toate aceste investiții trec prin dificultăți majore. Uitați-vă, fenomen după această pandemie, toate materialele de construcții s-au scumpit într-un procent foarte mare, un 30%, 40%, care mie personal mi se pare nejustificat. Aceste proiecte suferă și ne dau mari bătăi de cap. Este ușor să
să duci în parametrii de aceea cu continuitate, dar în momentul când în timpul jocului ți se întâmplă lucrurile astea, multe probleme vor veni și la proiectele naționale și la proiectele județene și la astea locale. Prioritatea este să le terminăm. V-am spus, eu am terminat o parte din școli, termin și liceul și acum mă lupt tare cu apa canalizarea, un proiect, cum să spun eu, nu prea iubit de cetățeni din cauza disconfortului. Ei spun că doresc apă și canalizare, dar deranjează, strici drumul sau strici zonele acestea de protecție al drumului. Sunt proiecte care dau bine sau sună frumos în, așa, pentru cetățean. Îmi cer scuze că vă întrerup. Nu vă supărați. N-am văzut încă lucruri făcute fără șantier. Absolut, absolut. Fără deranj nu se cum poate. Cum să evoluezi dacă nu... Deranjant este că uneori durează mai mult și sunt cauze în acestea obiective, din cauza modificărilor de prețuri, din cauza unor acte adiționale care înseamnă bani în plus pe care comunitățile le pot asigura sau nu pot asigura, dar când ne-am angajat pe parcursul acesta european, am spus că vom respecta și suntem obligați, nu că vrem sau absolut, avem de ales, niște condiționalități din acestea europene. Printre acestea, chestiile acestea de mediu, de respectare a mediului înconjurător, sunt prioritare. Iar apa, canalizarea, se încadrează în acest tip de abordare, vedeți? Că poate unii concetățeni nu realizează. Noi, ca administrații locale, nu facem doar ce își dorește, sună frumos pentru fiecare în parte. Sunt anumite angajamente la componentele acestea de mediu, și aici vorbim de apă, canal sau, dau un alt exemplu de la țară, problema gunoiului de grajd sau a oricăror tipuri de deșeuri pe care lumea nu este, eu știu, atât de, nu li se par cetățenilor lucrurile acestea atât de importante, dar în țările acestea dezvoltate sunt foarte, foarte chiar importante aveți, și trebuie să fie absolut, și pentru noi aveți importante. Probleme acum, avem mari probleme și o spun întotdeauna, înainte de a ne lăuda că am făcut și noi o școală și am făcut nu știu ce, să ne uităm unde suntem, ce lipsuri avem și ce greutăți avem, pentru că vom plăti. Dacă noi nu vom lua măsuri cu aceste canalizări, cu aceste gunoiul de grajd, cu tot ce înseamnă partea aceasta de salubritate și de protecția mediului, vedeți că și PNRR-ul mai nou este focusat în mare parte pe componenta de mediu, vom avea chiar probleme. Nu trebuie să vă supărați, este absolut firesc să fie concentrat pe probleme de mediu. Pentru că știți cum este, nu sunt eu în măsură să dau sfaturi, dar ceea ce lăsăm copiilor noștri... Da, aici este un exercițiu, ce vorbim noi de sinceritate. Exact. Eu vă spun din zona și dumneavoastră, doar nu trăim în lumi diferite. Exact. Pentru că omul își pune problema mereu economic. Dom'le, dacă latrina din fundul curții nu costă bani și am trăit 70 de ani, ce, cum îmi spun mie bunicuțele, și nu o să mai pot trăi 10 ani. Da, deci da. Omul nu vede așa neapărat, vede economic. Când o zonă săracă nu poate asigura, nu își pot plăti utilități, eu știu, mai deosebit. El pune problema simplist și foarte dăunător. Noi suntem obligați să mergem în direcția aceasta a asigurării utilităților la nivel din acesta minimal și în ton cu momentul. Da, spuneți și mie pe proiectul ăsta, canalizarea și apa. Care e valoarea? Unde 2 milioane exact? Jumătate de euro. Este un proiect pe fonduri europene, un proiect major. Și ce presupune exact? Ce... Tot presupune 13 km de apă și conductă de apă și canalizare, stație de epurare, stație de tratare a apei, deci un sistem integrat care să asigure toate magistralele principale și la care se pot conecta, se poate extinde, se poate dezvolta ulterior, pentru că avem un studiu hidrologic făcut și ne permite sursa să-l dezvoltăm, un lucru extraordinar. Dar o chestie negativă este faptul că prevederea din master plan nu s-a putut pune în practică nici până în 2021. Noi trebuia să avem ori de la Rogojești, ori de la vârful câmpului, trebuia să avem o magistrală în nord-vestul județului Botoșani, care să asigure la toate cele 20-22 de localități să asigure apa. Așa am căutat o soluție alternativă, am găsit cu noroc
apă în foraje de mare adâncime, însemnând 137 de metri, dar nu toți colegii au norocul ăsta, pentru că potabilitatea apei este diferită și în multe localități nu este fezabilă această variantă. Este un sistem care l-ați putut folosi Cu noroc, repet, cu noroc, apa este potabilă și ca debit pot asigura și chiar pot extinde sistemul, dar tehnic avem foarte, foarte multe probleme. Aici sunt în practică, deja vedem multe lucruri și multe provocări, dar îl vom duce la capăt. Deci, pe scurt, sunteți una din comunele care și-a făcut drumuri, își face apă și canalizare, aveți școlile puse la punct, aveți un sistem de încălzire centralizat, unic, pot să spun unic, pentru că e vorba de o întreagă rețea pe România. Haideți să vă întreb ceva de cultură. Eu, de exemplu, despre Pomârla, întotdeauna am știut așa, la Pomârla, stai că este unicul anfiteatru din excepție făcând municipiul Botoșani. Cum v-a venit ideea să-l faceți? Dacă ne raportăm la trecut... Știu că nu-i de azi, de ieri. Dacă ne raportăm la trecut, trebuie să punctez imediat faptul că avem 600 de ani de la prima testare documentară, apărem acolo și pe harta lui Dimitrie Cantemir, dar prima testare în 1420, iar în 1879 o bornă pentru noi a însemnat ctitoria lui Anastasie Bașută, liceul din Pomârla. Deci noi avem din 1879 un liceu cu bune, cu rele, cu greutăți, cu războaie trecute, a trecut prin foc și sabie, dacă putem spune așa, și în 1998, după ce în 66 fusese preschimbat în casă de copii școlari, în 1998 a redevenit liceu teoretic. Acest liceu teoretic cu patrimoniu, teren și pădure, încercăm noi ca strategie să-l transformăm în o școală de arte și meserii, într-un tip de grup școlar industrial, un liceu care să fie în ton cu necesarul, în ton cu vremea, pentru că prea multă filozofie, glumesc eu cu colegii, ar trebui să mai scoatem meseriași din copiii aceștia, din zona rurală. Că teoreticul acesta nu prea are căutare și avem probleme cu... Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și spre zona aceasta mergem, vom încerca să dezvoltăm un campus tehnic pe viitoarele proiecte. Deocamdată ne bucurăm să asigurăm condițiile acestor copilași la 1-4 și chiar, hai să spunem, 1-12. Dacă am terminat cu ei, după aceea vom depune cu siguranță un proiect de la acesta cu campus tehnic, care sunt însemne cu laborator, sunt însemne cu condițiile minimale pentru a fi acreditat și, eu știu, în sistemul acesta tehnic, okay. Știi, școală de artă și meserie. Da. Bun, asta este o idee extraordinară pe zona rurală. Deci să ai un liceu care are și tradiții, are și o mulțime de... Pentru că vorbim de tradiții deja. Absolut. Și să-l transformi, să-l duci în zona asta atât de necesară. Este o necesitate. Dar o zonă pragmatică în care înveți oamenii să facă lucruri practice. Și vorba dumneavoastră, partea de teorie să rămână pe zona municipiului Botoșani și în Dorohoi. Nu vă ascund că o dau, dar asta e ca vis și are omul voie să viseze, că m-aș duce în zona meseriilor acestea mai în ton cu momentul. Vedeți dumneavoastră energiile acestea alternative, deci e plină Europa de energia alternativă, dar cine îți poate lucra la un sistem fotovoltaic, la mentenanță, că nu vorbesc de ingineri, de învățământ superior, de mentenanță. Deci ați identificat-o. Vedeți direct, ce, da, un sondor, de exemplu, la aceste pompe de căldură, nu găsești în Botoșaniul acesta nici cu lupa, ca să cei care sunt la nou, că din aia știți vechi sunt bătrâni deja. Domnul primar, vin vremurile peste noi. Absolut. Eu mă uitam la tractoare. Tractoarele astăzi sunt cu totul altceva. Sunt în zona în care ei și trasez niște coordonate și trebuie doar să gestionezi un soft. Atât. Deci, tractoristul ăla, care îl știm noi, gospodar, care învârte la volan, tractoristul ăla nu mai este necesar. În schimb, avem nevoie de tineri care să înțeleagă cum funcționează tehnica, cum funcționează softurile și exact pe tractor, nu în altă parte.
întâmplător sunt un pasionat al acestor lucruri, al tehnicii și al noutăților și dacă tot ați vorbit de zona agricolă și industrială, am vizitat de vreo 3-4 ori cel mai mare târg din lume de la Hanovra pe utilaje agricole și sunt la nivelul acesta de a recunoaște, de exemplu, instalațiile de erbicidare, a recunoaște bruiana și planta și a da erbicidul direct, deci la nivelul acesta a ajuns tehnica în momentul actual. Deci trebuie să ne gândim bine la, exact, la ce dorim și unde vrem să ajungem. Mă uitam că pe zona Ardealului sunt companii care au spus clar, oferim 3.000 de euro pentru cineva care să vină să lucreze pe tractor și asta are de făcut nimic altceva. Da, și la Brașov, că am mai vorbit cu sistemul acesta dual, se vorbește și la noi în Botoșan, dar la nivel nu prea există unde să faci parteneriate la orice meserie de nivelul acesta la Brașov. De exemplu, pe prelucrarea lemnului, există la Facultatea de Prelucrare a Lemnului, primesc din Austria toate echipamentele de ultimă generație, studenții lucrează exact pe acele echipamente de ultimă generație și toți sunt angajați de pe băncile facultății la firme de profil și ei vor merge în producție învățați deja cu echipamentele respectivele, CNC-uri, utilaje cu laser și așa mai departe. Există și în România și i-au ajutat firme de acolo chiar gratis, am înțeles că le-a dat echipamentul și îl schimbă din când se schimbă o generație de acest tip de utilaje, iar acele firme care au parteneriate cu școala beneficiază de și ei plătesc la studenți o anumită sumă pe perioada facultății și iată așa obțin și forță de muncă calificată. Știți ce vreau să spun? Trecutul cunoașteți și dumneavoastră îl cunosc și eu, ultimele 5 mandate le-ați avut. Știm care este trecutul. Haideți să vorbim puțin de planuri, de vise. Că ați spus că da, nimeni nu vă poate lua posibilitatea de a visa. Da, de a visa. Ce vreți să mai faceți? Ați spus dumneavoastră că de drumuri, deci noi ne-am întrecut în a strica acum, pentru că nu este o coerență. Iarăși, hai să ne recunoaștem lucrurile greșite în România. N-am avut de pe 2009, dacă nu mă înșel eu, când am participat la primele comisii tehnico-economice pe la ministerie, se vorbea de faptul că întâi trebuie să, logic, să punem apa, canalizarea și după aceea să vorbim de drum. Ei, nu au fost finanțările în modul acesta apărute pe programe și mulți au asfaltat un număr de kilometri. Deja sunt trecuți ani, 7, 8, 10 și urmează să pună apă și vor sparge acel drum. Deci eu sunt la momentul ăsta, deși știam că voi sparge, am făcut în 2012 niște kilometri de asfalt pe care acum nu-i distrug, dar totuși am foarte mare deranj în zona aceasta a zonei de protecție, a drumului, a șanțurilor betonate pe care a trebuit să le stric ca să introduc apa și canalizarea. Imediat după ce finalizăm acest proiect de apă-canalizare, ne vom îndrepta toate eforturile către drumurile acestea refăcute cu trotuare pe unde se poate și toată infrastructura rutieră. Iar aici trebuie ținut, iată, la aceste intemperii. Multă lume nu vorbește și de apa pluvială, vorbim numai de apă, canalizare. Uneori nu avem zona aceasta de eliminare și ani în șir avem probleme mari. Cum și dumneavoastră aveți pe aici la Botoșani anumite zone unde nu se elimină și se face lac mereu. Deci lucrurile acestea trebuie încercate așa sistematic, strategic, rezolvate. Nu cu grabă, nu se vor întâmpla peste noapte. Proiectele pe care le gândim acum, următorul mandat, dacă se vor face, să fim clar că oamenii poate, dacă spun eu ceva acum, așteaptă anul viitor să va întâmpla. Nu se va întâmpla. Nu, că sunt vor pași, fi, sunt vor pași fi pași, ca să fim sincer, oricine ar fi, oricine ar spune, ar vorbi frumos, vom face, vom drege, nu, au niște pași și vor dura, dar la noi ca strategie vom dezvolta acest sistem de apă canalizare care este vital, apa este vitală pentru cetățeni, pentru animale, mediul rural, pentru tot, pentru... Câți beneficiari ar urma să fie? Păi eu aș putea pe toți 2000 să iei din satul Pomârla, dar mai am și Racovăț și Hulubești și ne vom duce cu alimentarea și în satele limitrofe, pentru că putem, avem posibilitatea, avem debitul necesar, dacă n-am avea
debitul necesar, n-am putea face extindere, că nefiind sursa de apă, cum există partea aceasta de sud a județului, magistrala Flămânzi, unde sunt mari probleme cu debitul. Deci noi nu vom avea problema aceasta. Din fericire vom putea, o să putem dezvolta. Iar după apa canalizarea, imediat reparațiile și investiția în drumuri, pentru că cea mai, eu știu, este o componentă a dezvoltării foarte, foarte localităților, foarte, foarte important. Cetățenii acum vor confortul acesta, au mașini, se deplasează și la muncă și a devenit deja mașina și mediul rural a devenit o prezență foarte, exact, foarte... Suntem la nivelul în care ai nevoie de o școală, ai nevoie de să știi matematică, măcar să-ți numeri banii și obligatoriu ai nevoie de mașină. Absolut. Pentru că jobul nu mai... Să nu vorbim doar ca un lux, că la un moment dat poate se exagerează tinerii cu plimbatul, poate fără... poate, hai să spunem, da. Să fim, dar foarte, foarte multe familii folosesc, devin, ești în ton cu momentul, că uneori criticăm anumite lucruri, că e informatica, dar trebuie să trăim în societate așa cum ne aduce momentul și să fim în ton cu momentul, pentru că altfel am fi marginalizați. Iar ca abordare, noi spunem că toate palierile acestea trebuie atacate. Că vorbim de infrastructura școlară, despre care v-am vorbit un pic, infrastructura de apă, canal în plină desfășurare, infrastructura socială. La social, de exemplu, am de vineri, am semnat un contract de 113 miliarde lei vechi, un bloc de locuințe cu 24 de locuințe, este o investiție foarte mare pentru nasul nostru, dar este necesară, pentru că spațiul locativ, vedeți dumneavoastră, a devenit o problemă pentru oamenii cu posibilități. Nu astăzi, nu mâine, dar va fi trafic în zona noastră. Posibil odată dacă vama de la Racovăț se va deschide, se va deschide la un moment dat. Noi ne uităm ce necesități avem de moment și eu știu pe termen mediu, nu doar îndelungat, și urmarea acestor necesități ne poziționăm ca atare. V-am spus, partea socială am avut proiecte, avem și un proiect de economie socială în care s-au dezvoltat 5 structuri de economie socială care în momentul acesta sunt la dotări cu echipamente, deci câte 100.000 de euro de structură de economie socială, dar aici trebuie să purtăm o discuție separată, că este mult de povestit. O să vă invit. Este important că aveți 5 beneficiari, asta este cel mai important. Da, și câte 5 locuri de muncă, sunt 25 în total, care cel puțin 2 ani cu siguranță, care vor avea un salariu, dar vor învăța o meserie și dacă vor fi performanțe, își vor putea duce afacerea foarte, foarte frumos, că tot povestesc un lucru frumos și îmbucurător. Un student de la construcții, unul din cei mai meritoși din comuna noastră, care chiar a terminat printre primii acolo, a venit în localitatea de Baștină, oricine l-ar fi luat, că a mai bătut la ușa la firme, la Iași, la Suceava, l-au chemat cu toată, că au nevoie, dar a ales să vină acasă și a dezvoltat el cu familia o structură din aceasta și cred eu că vor face treabă, pentru că au echipamente de vreo 70.000 de euro și cu multă preocupare și cu elanul specific tinereții, eu cred că va face un lucru frumos și mă bucură tare mult lucrul acesta. Dacă este tânăr, are toată viața înainte. Este perfect. Da, asta în componenta socială mă bucură enorm lucrurile acestea și chiar încurajez colegii primari când vor mai fi depuneri de proiecte pe economie socială. Este un concept iarăși mult uzitat în Europa de Vest, de ani de zile, de vreo 40-50 de ani. Noi avem o lege a economiei sociale de vreo 2 ani, dar este de încurajat, pentru că poți face mici afaceri de acestea care să-ți aducă niște servicii sau oarece producție la nivel mic, repet, că nu poți face minuni fabrici cu
cu 100.000 de euro și cu 5 angajați, dar poți face un serviciu. Noi am făcut 5 și cu siguranță vom avea nevoie de serviciile acestor structuri, pentru că, de exemplu, una are cele mai performante, cred că, din județul Botoșan, sisteme de subtraversare cu pneumatice, de rachete de subtraversare de 3 mărimi diferite, care pot trece pe sub asfalt 20 de metri, până la o circumferință de 300, deci țeava de canalizare la 250 fără probleme, 300, și chiar poate bate țeavă metalică de 500 de metri pe sub stradă. Cale ferată, stradă, oriunde ar fi, se pot face subtraversări și avem utilajul acesta. Într-adevăr ar putea să lucreze și pe alte zone. Absolut. Deci absolut. Nu numai Botoșani. Absolut, exact. Ei vor decide dacă vor fi. Ca idei, într-adevăr, este... În primul rând, avem acasă, acolo unde trebuie să treacă drumul județean, vă dați seama că nu-ți permite nimeni să tai din 100 în 100 de metri, să tai asfaltul, nu? Sau drumul național. Cum numesc europenii, sustenabil. Credem că va fi necesar și mă bucură lucrul acesta. Domnul primar, ce să zic? Cam asta a fost discuția noastră, nu vrem să ne lungim, avem un termen cam de 30 de minute. Sunt o mulțime de lucruri care am putea să le discutăm. O să vă mai invităm la noi în emisiune. Mulțumim tare mult. Sperăm să mai obțineți încă câte mandate mai vreți dumneavoastră, numai să dezvoltați lucrurile. Știți cum este? Să termin până lucrurile atunci, care le-am propus, să avem noi lucruri pe care și le doresc concetățenii și să ajungem cu ele la final, pentru că, așa cum am început și v-am spus, multe, multe sunt de făcut în mediul rural și chiar în mediul urban, că se spune că standardele sunt un pic așa diferențiate din rural și urban, dar vom ajunge și noi din urmă. Eu cred că la capitolul școli o să întrecem urbanul cu toate investițiile noastre. Cu primari ambițioși. Cu echipe, cu resursă umană. Eu am o echipă foarte bună. Pentru că uneori ieșim doar noi în față primare și uităm să mulțumim celor. Chiar și factorul politic, să nu credeți că ne asumăm imediat merite, singur primarul este șeful, primarul culege mereu cei buni, dar și cei rău culege, vă dați seama, culege și faptele negative, riscul. Dar poate prea mare lista să le mulțumim tuturor, pentru că eforturi se fac și la nivel de guvern și uitați în pandemia aceasta, după pandemie e foarte greu să asiguri finanțări de miliarde în toate localitățile. Eu mă mir cum încă rezistăm la un nivel acceptabil, să spunem. Sunt provocări, dar n-am ajuns într-o situație dezastroasă și începând de la mic la mare și invers de la mare la mic, toți au merite și le mulțumim celor care sunt constructivi. Celor care sunt destructivi, trebuie să fie și opoziție, dar sperăm că și aia să fie constructivă. Domnul primar, mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, cam asta a fost discuția noastră de astăzi despre administrație publică, despre proiecte, despre apă, școli. Invitatul meu a fost primarul comunei Pomârla. Domnul Chelariu a fost un om, adică este un primar care are multe mandate. Sperăm să acceptați și o următoare invitație, nu astăzi, nu mâine, nu peste 6 luni, dar în viitorul apropiat. Ce să zic, mulțumesc tare mult, bună ziua tuturor! Mulțumesc și eu!